ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Împreună ștergem lacrimi. Bacău, simpozionul național Vasile Pârvan. Helegiu, bilanț la final de mandat. Protopopiatul Onești organizează o colectă pentru ajutorarea sinistraților din zona Galați și Vaslui. Cei care doresc să fie alături de persoanele greu încercate pot contribui cu alimente neperisabile, obiecte de igienă personală, pături sau pilote și haine, încălțăminte pentru sezonul rece, noi sau în stare foarte bună. Împreună ștergem lacrimi. Aș vrea să vă mai aduc înainte o activitate umanitară, socială cu caracter de urgență. Este vorba de ajutorarea semenilor noștri greu încercați din județele Vaslui și Galați. Știm cu toții că apele s-au dezlănțuit și au stricat viața multora dintre semenii noștri. Astfel încât și noi, cei din protopopiatul Onești, ne simțim responsabili pentru ceea ce li s-a întâmplat lor. Și zilele acestea, chiar mâine, vom organiza un convoi, un transport umanitar cu cele de trebuință oamenilor de acolo, pături, pilote, alimente neperisabile, materiale de igienă personală, materiale de curățenie, dar nu ne-am oprit doar la cele de trebuință în momentul acesta. Ne gândim că ei vor trebui să-și refacă gospodăriile, vor trebui să-și cumpere mobilier și atunci, împreună cu credincioșii din zonă, am reușit să virăm astăzi o sumă ce depășește 1.000.000.000 vechi, 100.000 de roni. Probabil că este puțin față de nevoile pe care oamenii aceia le au. Dar dacă strângem rândurile și ne considerăm frați într-un Hristos, Domnul nostru, atunci lucrurile vor fi mult mai ușoare. Și în zilele ce urmează, vom menține colecta pentru zona sinistrată, bani, alimente și produse de curățenie, doar atât, la sediul protopopiatului Onești, în strada Poet Adrian Păunescu, numărul 1. În ultima ședință a legislativului Comunei Helegiu, primarul Ciprian Ene și viceprimarul au prezentat un scurt bilanț al mandatului ce urmează să se încheie, menționând că eforturile au fost deosebite. Spune că am avut rezultate bune, poate să puteau și mai bune, iar sincer vreau să vă mulțumesc tuturor și pentru susținere și cei care au fost împotrivă, că întotdeauna și reclama negativă poate fi constructivă. Iar vis-a-vis de terenul de sport, de tot ce vreți dumneavoastră să spuneți pe ce am susținut noi în proiectele din Comuna Helegiu, nu a fost nicio promisiune politică, eu așa cred, a fost doar un echilibru, adică mi s-a părut corect și normal dacă avem un teren de sport în Drăgugești și în Helegiu, clar că era nevoie de el și în Brătila. Dacă s-a asfaltat un drum, o uliță în Deleni, s-a asfaltat și în Drăgugești în egală măsură, și în Brătila la fel. Deci am fost un consiliu de echilibru. Și în Helegiu, dar cineva care tot spunea că dorea maxim pe o altă posibilitate, pe o altă formă, dar s-a făcut și pentru Helegiu. Eu nu vrem să recunoaștem, asta e altceva. Ba s-a făcut o stradă care dacă nu... Da. Așa nu se făcea nici de acum, nu știu, mult timp, dar mă rog, noi astăzi cred că o frecventați cel mai mult, domnul Melinte, dar uitați cel mai repede. Păcat. Păcat. Dar nicio problemă. Cel mai interesant. A, da. S-a făcut așa cum s-a făcut. Dar poate să duc la șantier, bună șanț. E prea rapidă, e prea bună. Cineva de la primărie le-a spus oamenilor și bă, așa vă trebuie dacă ați votat ca oile. Asta e cum? De ce îți duc în șanț? Că nu vor să meargă pe asfalt sau ce? Păi, așa sunt învățați în șanț. E pământ. De la jumătate de uliță la deal este pământ.
se ducă în șanț. Vorbim. Explică, domnul Stoican. Bun, încă o dată vă mulțumesc și sper din tot sufletul că vom avea un consiliu la fel de echilibrat sau poate mai bun. Și îi așteptăm și cu critici, nicio problemă. Și criticile fac parte din viața noastră, dar mi-aș dori să avem rezultate peste 4 ani mai bune, dacă nu, măcar la nivelul celor din anii precedenți. Vă mulțumesc din suflet. Nu mi-am propus altceva decât străzile pe care eu le-am asfaltat să fie cu canalizare și cu apă, ceea ce am și făcut. Dacă vă uitați la Delen, străzile de Delen asfaltate de mine sunt toate cu apă și canal, făcute înainte de a fi asfaltate. Și vorbesc la Movilei, vorbesc de Șesului, vorbesc de bisericii, vorbesc de partea aceea asfaltată nouă către Aron, acolo este adevărat, nu s-a plăgat canalizare, dar cu siguranță un proiectul care este de lucru se va băga și în zona respectivă. Comuna Gri, totdeauna m-am străduit să fie o comună vie și nu gri, să fie o comună cu culori frumoase și cred că am reușit. Dacă mă uit la Brătila, o Brătila care niciodată nu m-a văzut ca un om al Brătilei, cu toate că eu sunt legat foarte mult de acea sat și voi știți cu toții că așa este. Am lucrat în Brătila, voi mai lucra poate în Brătila, soția mea este brătileancă și mă mândresc cu lucrul ăsta, copiii mei ce sunt pe jumătate brătileni și chiar am lucruri frumoase făcute în Brătila pe mandatul meu. Și aici mă refer la strada aceea din Ciori de Sus, care este și arată foarte bine, acolo unde niciodată poate n-au gândit și au avut primar din Brătila 3 mandate să aibă un drum asfaltat sau măcar o pantă betonată. Vorbesc un dispensar care, ca și cel la Hedegiu la început, nu era bun, că era prea pe alb, că era cu tot vorbim de culori. Am pus jaluzele albastre tocmai ca să aibă o parte de culoare, dar e un dispensar nou, modern, care are continuitate și arată foarte bine. Vorbim de o lucrare care la Brătila a început de 2 luni de zile și la care se lucrează și cu siguranță cei din Brătila, care nu sunt astăzi în sat, se vor întoarce pentru că vor avea canalizare și dacă ne ajută Dumnezeu, poate și apă. Nu vă spun ce sentiment plăcut am avut alaltă ieri când împreună cu colegul meu am fost și am vizitat locul în care s-a forat și am găsit acea groapă, să-i spun așa, cu apă până sus. Nu știu dacă este o apă suficientă pentru satul Brătila, mi-aș dori să fie. Jumate din inimă îmi spune că nu va fi, pentru că vorbim de o Brătila care a fost comună, mai devreme, până în 67 și o comună, un sat cu aproape, nu știu, 500 de familii, să spun, poate chiar mai bine, 700 de case. Dar dacă facem o rețea, dacă avem o rețea de canalizare existentă și va fi folosită, dacă avem o rețea de apă construită cu siguranță, cei de după noi, că vor veni alții, noi nu suntem aici nemuritori și nici veșnici și cu siguranță vor veni alții după noi care vor repara, vor întreține, vor mai veni cu plus la ceea ce am făcut noi, vor mai găsi soluții să mai capteze izvoare. Din păcate, și știm cu toții, și e foarte bine că o spunem acum, că nu suntem în campanie electorală niciunul dintre noi și poate mâine nu va mai fi niciodată în campanie electorală, comuna noastră nu are apă și nu va avea, indiferent ce primar va veni la Hedegiu, decât doar dacă se va găsi o soluție să aducem dintr-o altă zonă, dintr-o altă sursă. Nu este un primar care să reușească să dea de apă în comună, să mulțumească 6.000 de locuitori. Nu avem resurse, nu avem izvoare. Izvoarele noastre sunt doar izvoare de suprafață, nu de mare adâncime. Sunt izvoare cu debite foarte mici. Sunt izvoare care nu sunt pe terenurile proprimăriei. Ne-am străduit o grămadă să le intabulăm. Vorbeam de cadastru general. Inclusiv cadastru general a fost făcut tocmai cu scopul de a reuși să ne intabulăm niște zone în care avem izvoare, unde avem lucrări hidrotehnice, mă refer la forajele de la Drăgugești, la cele cămine de la Drăgugești, la Delen, care nu erau pe terenurile noastre și care acum a reușit să le intabulăm, să devenim proprietari. Ca să nu mă întind prea mult, sunt multe lucruri pe care le-am dus la capăt, sunt lucruri frumoase pe care eu mă mândresc și vă spun sincer cu ăsta, eu rămân la Hedegiu, indiferent ce spun alții, eu aici sunt născut, aici vor rămâne și copiii mei și familia mea și activitatea mea va fi zilnic legat de satul acesta. Nu vin doar în campanie, nu vin doar seara sau prin întuneric, vin în fiecare zi și sunt în centrul satului. Indiferent dacă vecinul meu, Marian Merinte, care stă la masă cu mine de foarte multe ori, e mulțumit sau nu e mulțumit. Ei, astăzi centrul arată cum arată. Are pavele, are un cămin cultural, are un zid de sprijin, sunt scări făcute, că mai lipsește pavea, că mai sunt două în plus sau în minus, sunt făcute. Să dea Dumnezeu să le putem menține și să le păstrăm. Eu nu am acasă puse pavele până în fața porții, parcarea la firma lui nevasta mea nu e făcută de primărie, e pe balast și niciodată n-am
vrut să fac lucrul ăsta, nu am apă și canal tras acolo unde am un punct de lucru, tocmai pentru că am vrut întâi să fac în alte zone. Brătila va avea apă cu o lucrare de 7 milioane de euro, nu sunt bani puțini, e o lucrare mare de care numele meu este legat foarte mult, la fel ca și echipa din care am făcut parte. Complexul muzeal Ioan Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 3-4 octombrie 2024 Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală de tradiție aflată sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, marele savant român născut pe meleaguri băcăoane. Academicianul căruia îi datorăm implementarea la nivel național a primului plan coerent de cercetare arheologică la nivel național. Chiar dacă traversăm o etapă cu încercări și prefaceri de natură instituțională, ne străduim cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Bacău, să ducem mai departe această frumoasă tradiție a Bacăului. Acest simpozion se apropie cu pași mici, dar sigur, de ediția sa jubiliară. E o manifestare culturală care se află sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, celui care a reușit să implementeze pentru prima dată la nivel național un plan coerent de cercetare arhivistică. Nimeni altul decât academicianul, vicepreședinte al Academiei Române, profesorul, fondatorul de muzee și de institute de cercetare la nivel național, istoricul băcăuan Vasile Pârvan. Simpozionul Național Vasile Pârvan se străduiește și de regulă reușim asta să vă pună la dispoziție cadrul ideal pentru dezbatere, pentru dialog între generații, în încercarea noastră de a valorifica, pe de o parte, munca colegilor mei de peste an și, pe de altă parte, de a aduce împreună, de a valorifica cele mai recente contribuții și realizări științifice ale colegilor noștri din România, profesori universitari, cercetători, arhiviști, arheologi, doctori și doctoranți. Recompunem cumva aici, la o scară mult redusă, o Românie frumoasă, o Românie culturală, o Românie atașată de valori, de trecut, de istorie. Ca de fiecare dată, Simpozionul Național Vasile Pârvan va pune la dispoziția participanților cadrul ideal de dezbatere și de dialog între generații. La această manifestare fiind prezenți cercetători cu o carieră recunoscută în domeniu, precum și tineri aflați la început de drum, care vor face cunoscute publicului rezultatele celor mai recente cercetări științifice desfășurate. O premieră nu e chiar o premieră, pentru că e al treilea an de când public în Acta Bacoviensia. Mă bucur că am găsit deschidere la cei din conducerea Arhivelor Naționale Filiala Bacău pentru a putea publica micile mele cercetări. Eu, nefiind istoric, ci doar pasionat de istorie și de o anumită latura istoriei, numismatica. Avem articole despre ce în acest sens? E un articol despre o medalie de la Comuna Brusturoasa, emisă în 1926. S-a făcut acolo o expoziție de industrie casnică. Și atunci s-a emis o medalie pentru toți cei care au participat la această expoziție. Eu am aflat de ea dintr-o revistă de cercetări arheologice și numismatice din 1929 și am căutat să văd cum arăta această medalie. Căutând am găsit și o imagine a medaliei, am găsit și faptul că au fost bătute în trei metale, aluminiu, bronză și argint, cred că. Și așa cum am spus, a fost acordată celor care au participat și la această expoziție de industrie casnică. Și al doilea, că a zis că avem vreo trei articole. Dacă nu, sunt celălalt articol este în anuarul Carpica. Este un articol despre jetoanele unei cantine din Dărmănești. Jetoane care s-au utilizat până la începutul secolului 20 și până în primul război mondial. Cu aceste jetoane, lucrătorii la o fabrică de cherestea din zona Dărmăneștiului erau plătiți cu aceste jetoane și le puteau folosi la acea cantină pentru a-și achiziționa alimente și alte diverse obiecte.
Ele sunt niște documente istorice autentice. Eu le-am descoperit la colecționari din străinătate, la noi nu sunt sau nu am aflat în ce colecție ar fi la noi. Ce să vă spun, cei care le-au emis sunt doi frați, frații Nicolae și Ștefan Teodorescu, din Dărmănești, au o istorie interesantă, vă invit să citiți articolul din Carpica. Iar cel de-al treilea material va fi, de fapt, o comunicare, prezentarea ultimului volum pe care l-am scris și publicat în acest an și care se vorbește despre jetoanele vechilor fabrici de sticlă din România. În volum este cuprins și un material mai amplu despre fabrica de sticlă, de geamuri, de la Ciobănuș, care a dispărut în primul război mondial, în urma bombardamentelor din zona de pe Valea Trotoșului. De când datează pasiunea, și o ultimă întrebare pe final, de când datează pasiunea aceasta de căutător de comori, ca să zicem așa, generic e? Da, pasiunea datează de mult, nici nu mai știu de când. Probabil de când am descoperit la bunicul care mă creștea și care era ferar într-un sat din Bacău, Mărăș se chema satul, am descoperit la juguri utilizate ca obiecte de decor, monedele cu gaur apărute în 1905-1906. Aia au fost primele monede pe care le-am introdus în colecție, scoțându-le de la jugurile găsite și aflate la bunicu. De atunci a mai intrat în pauză pasiunea o perioadă, apoi a revenit mult în ultimii 15 ani și de atunci public articole în diverse anuare ale muzeelor și diverse reviste ale colecționarilor din țară. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni 1-4, după cum urmează: arheologie, istorie, personalități, muzeografie, istorie și arhivistică. În primul rând m-a determinat domnul profesor Văcaru, pentru că este un împătimit al documentelor din primul război. I-am oferit revista Bacău Eroic, unde am tratat pe larg un aspect de la Oitus. Și ca să nu rămân dator, domn profesor, că mie nu-mi plac datoriile, am pronunțat divizia sălbatică. Să știți că cele două regimente au fost în cadrul diviziei sălbatice, numită așa, de partizanii lui Lenin, de bolșevici. E adevărat că au luptat până la Vladivostok, s-au întors cu o navă engleză, a durat pericul 6 sau 4 luni, au venit în Constanța, era pentru prima dată când vedeau pământul românesc, erau de dincolo de munți și au sărutat pământul patriei. Asta fiindcă m-a provocat. Și statul român, ca să vă... I-a băgat în pușcării pe urmă. Nu, da. La Constanța sunt 3 săptămâni de bolșevizare. Da, nu vreau nu vreau să monopolizez discuția. Și dacă vă sunt lăsați o adresă, am în lucru un articol foarte amplu, foarte amplu, în legătură cu această divizie sălbatică și au fost numit, așa cum vă spuneam, era o divizie multinațională, dar baza au constituit-o ai noștri și, într-adevăr, au luptat împotriva bolșevicilor, aveau tren blindat, ei au fost ultimii care au părăsit zona la Vladivostok și poate au luptat în armata albilor, dar, fiindcă generalii albi nu s-au înțeles între ei, au pierdut războiul. Îmi cer scuze, dar m-a provocat un profesor, fără să-și propună. Da. Am spus că va fi atipic discursul și vă rog, domnule profesor, fiindcă eu am inclinație să vorbesc mult, când mai am 2 minute să fiu atenționat ca să nu plictisesc. Tema discursului meu era a treia bătălie de la Oituz. V-am oferit, chiar la asta se referă materialul, în zona noastră, în partea de sud-vest a județului Bacău, în primul război mondial, s-au dus cele mai crâncene și mai deturate bătălii. N-am să vă propun și nu vă plictisesc cu modul cum s-au dus acțiunile de luptă. Este un subiect foarte, foarte amplu și oricum nu ar fi timp acum să vorbim despre lucrurile esențiale, ci voi spune doar câteva care să aibă nu caracter de noutate, niște lucruri mai puțin cunoscute față de ceea ce am citit noi în istorie până acum. Aș vrea să subliniez faptul și noi în această zonă, deci în sud-vestul județului, în zona Oituz, Cileșoaia, știu eu pe acolo, Măgura Cașinului și altele,
Întotdeauna când mergem, le-am recomandat celor mai tineri să pășim cu evlavie, pentru că oriunde punem piciorul în acea zonă, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Programul Simpozionului Național Vasile Pârvan mai cuprinde vernisarea expoziției de fotografie etnografică, locul unde s-a născut Pârvan, prezentată de Iulian Bucur, șef secție etnografie la Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău. Dacă nu Vasile Pârvan, atunci cine? Nu putea să fie decât Vasile Pârvan tema noastră, tema secției de etnografie. De fapt, aceasta este contribuția secției de etnografie la acest simpozion, care se cheamă Vasile Pârvan. Vasile Pârvan s-a născut în actualul județ Bacău, în partea care se numea de mult județul Tecuci, în comuna Huruiești, în satul Perchiu, într-o casă mică, din care n-a mai rămas mare lucru. Învățătorul Andrei Pârvan a ajuns, după ce a trecut în mod fraudulos prutul, copil fiind, 12 ani având, a ajuns la neamurile lui din satul vecin de peste prut, a făcut școala la Bârlad, a primit prima repartiție la noi, la Bacău, în actualul județ Bacău, la Perchiu Huruiești, apoi a și plecat pentru că el avea un obicei bun pentru ceilalți și foarte rău pentru familia lui. Asta însemna că atunci când venea vreun învățător mai amărât, dar de acolo, de-a locului, n-avea nicio problemă să părăsească, să plece, să-și lase locul. Și a mers așa din județ în județ, din comună în comună, practic având mai mult de 15 școli unde a predat, până a ajuns aproape de București. Acolo s-a pensionat și și-a lăsat soția, care era în vârstă, și-a lăsat fetele, care erau deja măritate, și a lăsat și băiatul care murise, adică Vasile Pârvan, care a murit în 1927. Și ca un pensionar care se respectă, s-a întors în satul lui natal, la Goteș, Basarabia, și și-a așteptat liniștit pensia, care nu venea niciodată, că era mare România, era mare. Și i-a încurajat mereu pe învățătorii plecați de aici să continue munca complicată, eroică, de conștientizare a românității acelui spațiu. Atât de intens a fost acea muncă încât atunci când a venit Armata Sovietică, Armata Roșie, în anii 40, prima familie persecutată, cea mai persecutată familie din Goteș și de lângă Cahul, a fost familia Pârvan. Ea vrea că e o mare familie, trebuie să le spun celor care ne vor vedea că jumătate din satul Goteș de lângă Cahul se numește Pârvan. E și frumos, știți, Pârvan înseamnă primul. E o formă împărătească, așa, de a numi pe cineva. De aici avem și noi numele Pârvu. Primului copil nu-i spunem David, sau ar trebui să-i spunem Pârvu. Pârvan a fost primul, cumva, în multe domenii și de asta expoziția noastră, care este o expoziție de etnografie contemporană, de fotografie etnografică contemporană, îl cinstește pe acest om, primul dintre noi, Vasile Pârvan. Vă mulțumesc! Acum TV este partenerul media al evenimentului. Două locuri disponibile pentru încadrare directă din surse externe la gruparea de jandarmi mobilă Bacău. Gruparea de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun Bacău organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de subofițer operativ principal, conducător auto prin încadrare directă sau rechemare în activitate. Termenul limită de înscriere a candidaților și depunerea dosarelor de recrutare este 11 octombrie 2024, ora 16. Dosarul se transmite scanat, lizibil, integral, în format PDF, la adresa de e-mail resurseumane@gruparea-jandarmi-bacau.ro. Anunțul în integralitate și mai multe detalii privind condițiile ce trebuie îndeplinite, formularele și modelele documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, informații referitoare la probele de concurs, tematica și bibliografia, puteți contacta compartimentul resurse umane ale grupării de jandarmi mobile Bacău la numărul de telefon 0234 585 570 interior 24006, precum și la sediul unității din municipiul Bacău, strada Heric Coandă numărul 5 și 12. Vă așteptăm în echipa noastră. Se arată în comunicatul transmis de către gruparea mobilă de jandarmi Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Luni 7 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire, iar cerul va fi parțial noros. Sunt posibile adverse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la 17 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Marți 8 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu va trece de 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius. Miercuri 9 octombrie, vremea înregistrează o tendință de încălzire. Cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!